Fii cumva satisfăcut și nu mai trage atât de tare când ai atâtea trofee? Se poate întâmpla chestia asta? Se poate întâmpla. Nu știu ce au simțit jucătorii. Fiecare e diferit. Unii se relaxează mai repede, alții mai greu. Cred că cei de la CFR, prin această performanță, au demonstrat că au mai putut un sezon. Vom vedea în continuare ceea ce vor face. Tu, în cariera ta, ai simțit în vreun moment că nu mai tragi la fel de tare? Bă, am campionate în spate, am selecții la națională, parcă nu mai e momentul. Nu din acest, din acest motiv sau, din, din, sau pe plan financiar, dar sunt anumite momente când te simți obosit, sunt anumite momente în care ai dureri, în care vii după accidentări și cumva te protejezi. Te protejezi pentru că oricum ai realizat multe în urmă. Ai realizat. Adică poate dacă n-aveai nimic în CV, poate trăgeai chiar și peste acele dureri. Cred că educația din România e puțin, defectuoasă, pentru că ni se spune ai realizat ceva, nu mai ai nimic de demonstrat. Cred că în sport și în alte domenii, dar mai ales în sport, în fiecare zi trebuie să demonstrezi că ești cel mai bun sau că încerci să fii cel mai bun și trebuie să încerci să rămâi la cel mai înalt nivel. Eu, dacă vorbim despre mine, din păcate, în anumite momente am crezut în această educație și mi-am spus că am făcut destul și e momentul să mă protejez și să încerc să-mi prelungesc cât mai mult viața de sportiv. Da, am greșit. Crezi acum, uitându-te în urmă, crezi? Bineînțeles, am făcut atât de multe greșeli, e bine că le recunosc, e păcat că nu am reușit să le conștientizez în acel moment. Da, totuși ai avut o carieră pentru un fotbalist român, din punctul meu de vedere, mult, mult, mult peste medie. Ai jucat la națională, ai câștigat tot ce se putea câștiga nu în România. Nu pot să spun eu despre mine cât de mult am făcut. Te întreb altfel, dacă nu făceai greșelile despre care tu spui acum, crezi că ai fi fost la un nivel și mai înalt ca fotbalist? Nu știu, pentru că sunt mai mulți factori care sunt implicați în ecuație. Nu putem să-i discutăm acum, dar sunt mult mai mulți factori. Noi nu ținem numai de jucători, pentru că fotbalul e un sport de echipă și depinzi și de alți factori. Și nu vorbesc de fotbal, vorbesc de mulți alți factori. Bun. Ca o mică paranteză pentru cei care ne urmăresc, veți vedea pe grafica noastră în continuu meciurile din play-out, scorul meciurilor. În momentul de față, pe locurile de balaj sunt Voluntari și Astra Giurgiu. În funcție de cum vor evolua meciurile, veți vedea pe grafică, cum spuneam, scorurile. Bun. Revenim la campionat, Alex. CFR-ul cu mult mai puternică decât FCSB în sezonul ăsta sau din punctul tău de vedere au avut parte? Cred că de-a lungul sezonului FCSB a fost mai bună. Așa. Ala lung. Ala lung și pentru că a condus campionatul, dar și maniera în care a jucat în tur au fost foarte, foarte buni, iar în retur au fost buni. Da. Din păcate, accidentările lui Coman, plecarea lui Man, accidentarea lui Olaru, accidentarea lui Moruțan din iarnă, care l-a ținut departe în momentul în care echipa s-a pregătit și n-a reușit să mai revină. Oboseala pe care a acumulat-o Octavian Popescu, pentru că trebuie să ne reamintim că el e doar un puști extrem de talentat, un jucător foarte valoros deja, dar care are nevoie de mai multă odihnă, dar din păcate nu a avut cu cine să fie înlocuit. N-au fost alți jucători care să se poată juca nici măcar aproape de nivelul lui, din păcate. Sunt mulți puși talentați pe banca Steia, dar încă sunt... Cruzi. Da, hai să folosim un cuvânt. Nu pot încă să se lupte pentru campionat. În sezoanele viitoare, probabil, mulți dintre ei vor fi în prima echipă. Așa cum Moruțan a stat 2 sau 3 ani pe bancă și când a jucat în sezonul ăsta a făcut-o extraordinar. Da, că practic este primul sezon cu adevărat bun al lui Moruțan, la nivelul la care se așteaptă toată lumea de la el. Da. E adevărat. Bun, deci tu spui că dacă lotul ar fi fost consolidat mai bine, adică să fie... Nu spun că ar fi câștigat, spun că ar fi avut mai... Cum este să câștigi un campionat al României? Ce simți în momentele alea? E o senzație de bucurie și de mândrie. Simți în acel moment că ești cel mai bun și echipa e cea mai bună și asta te face să privești lucrurile un pic de sus, așa. Vorbim de CFR care domină fotbalul românesc, al patrulea sezon la rând. Și voi, în mandatul lui Reghecamp, echipa pe care a făcut-o Laurențiu Reghecamp, cu tine, cu Pintili, știm foarte bine, Kipciu, Chiriche și așa mai departe, și voi ați dominat atunci fotbalul românesc. Și vreau să te întreb, din punctul tău de vedere, care echipă e mai puternică?
cea CFR-ul de acum sau FCSB-ul din perioada ta? Dacă ar fi să joace cele două echipe, cea mai bună din perioada ta cu cea mai bună din perioada asta CFR-ul, care crezi că ar învinge? Nu vreau, nu pot să fac o astfel de comparație, de mai ales pentru că am fost jucător. Aș fi putut încerca o comparație dacă n-aș fi fost jucător la Steaua sau la FCSB. Dacă vorbim de rezultate, ei sunt mai buni, au 4 titluri la rând. Și cu lotul pe care l-au și văzând celelalte echipe, sunt favoriți și în sezonul viitor. Interesant ce spui, pentru că foarte mulți oameni spun că deja e ultima suflare a CFR-ului, pentru că sunt jucători bătrâni, sunt jucători care de-abia au dus și sezonul ăsta. Tu cum vezi? Pentru că tu poți să vezi cel mai bine sunt pentru jucători, că ești jucător. Sunt jucători, într-adevăr, câțiva jucători peste 33-34 de ani, dar e încă o dovadă că e important să ai jucătorii maturi în echipă, ceea ce, să spunem, FCSB-ul nu are. Să dăm un exemplu. A lipsit FCSB-ului în acest sezon un nucleu de jucători experimentați? Cred că le-a lipsit un lot mai numeros, pentru că au fost două, trei accidentări ale jucătorilor, celor mai importanti jucători. Da. Iar cei care au jucat și nu s-au accidentat au fost extrem de obosiți, pentru că totul a rămas pe umerii lor. Cred că un lot mai bogat numeric ar fi ar fi dat șansă FCSB, mai multe șanse FCSB. Deși la meciul cu CFR Cluj, FCSB a jucat mult mai bine și a primit acel gol, toată lumea a văzut cum a sărit mingea la acea lovitură de cap. Deci e cumva au avut și o doză de noroc cei de la CFR. Ba mai mult, golul de aseară a fost marcat într-o manieră similară, dar norocul face parte din joc și trebuie să-i felicităm. Da. Ai vorbit cu foștii tăi colegi de pe la CFR, mă refer aici de exemplu la Chipciu, ai vorbit în perioada asta cu el? Am vorbit acum două zile cu el, despre o puțin diferit de fotbal. Oricum ei erau aproape campioni, cu această victorie, ultimul meci nu mai contează pentru ei decât la nivel de palmares. Da. Am trăit o astfel de seară cu Steaua în 2011-2012, în care am mers pe terenul CFR-ului la ultima etapă, iar ei erau campioni. Așa. A fost un sentiment extrem de complicat. E complicat, nu? Da, da. Mai ales pentru niște jucători cu pretenții, pentru că, cu tot respectul pentru alte echipe, când ești voluntar, n-ai pretenții pe terenul unei echipe ca CFR sau pe terenul unei echipe ca FCSB. Dar când puterile sunt cumva egale și adversarul e de aceeași valoare, cred că e destul de frustrant. Și cred că am fost cumva în acea situație, sigur era și FC Vaslui implicat în acea luptă. Cu două zile înainte de a juca, noi ultima etapă i-au jucat acel meci cu U Cluj, a fost 2-0 pentru U Cluj, a fost un cartonaș roșu pe care, din păcate, Adrian Cristea l-a luat și cumva s-a întors meciul. Da. Am fi avut aceeași șansă pe care ar fi putut să o aibă FCSB-ul de a juca cu titlul pe masă.